Începutul lunii decembrie aduce o ofertă de muncă din ce în ce mai scăzută numeric, astfel că săptămâna viitoare romașcanii vor putea opta doar pentru 166 de locuri de muncă vacante, majoritatea în industria textilă. Săptămâna care începe cu 5 decembrie, la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă din Roman sunt anunțate un număr de 166 de locuri de muncă vacante. În industrie sunt 84, în construcții și agricultură 7, iar în comerț și servicii sunt 75. În domeniul industriei predomină locurile de muncă din industria confecțiilor, atât pentru cei calificați cât și pentru cei necalificați, respectiv pentru muncitori necalificați sunt 30 de locuri de muncă vacante, iar pentru operator confecționer în industria îmbrăcămintei sunt 38 de locuri de muncă vacante. Trebuie să menționez faptul că în săptămână aceste locuri de muncă vor fi valabile începând cu data de 5 decembrie, întrucât urmează perioada zilelor libere. Și la nivelul celorlalte agenții locale de ocupare a forței de muncă, numărul joburilor oferite de agenții locurilor de muncă a scăzut în total, șomerii având de ales doar 399 de locuri de muncă, dintre care 175 la Piatra Neamț și 58 la Târgu Neamț. Cei care optează pentru un loc de muncă pot contacta Agenția Locală de Ocupare a Forței de Muncă, Roman.